Neața la toți tigri! Ce faceți, mă, băieți? Bă, astăzi pregătim un clip special. Se pare că a venit frigul. Am trecut și la fest. Suntem aici cu Daniel. Mic. Trebuie să-i băgați neapărat acolo un follow pe Instagram. Bă, și în clipul de astăzi o să vedem ceva special. Mai exact, cum ne pregătim mașinile de iarnă. Haideți, tigrilor, să vedem ce trebuie făcut. Daniel aici se pregătește și el. Am la să lasă ce mai încolo, haide, tigrilor, dar întâi de toate să bubuim clipul ăsta cu un like și să dăm și un mare share. Haide, tigrilor. Băi, primul pas, gumele, în primul rând. Am luat niște gume SH, Michelin Alpin 5, DOT 2018. N-a fost buget anul ăsta pentru gume noi și o să le punem pe roțile astea. Dimensiunile 225, 55, 17. Da, frumos. Și o să le dăm pe astea jos. Bă, nici astea nu erau chiar atât de rele, dar... Na. În caz că ajută pe cineva, puteți să-mi lăsați un mesaj în privat sau pe Instagram. Le pot face un preț foarte ok, adică un preț foarte mic. Și... Acum o să vedem cum o dăm astea jos, gumele astea jos, să le punem pe astea și vedem ce mai trebuie făcut. Hai, tigrilor, avem aici două jante și acolo mai avem încă două jante. Hai să mergem la Migu. Bă, băieți, e aici Migu frumos. S-a apucat să dea bubuială, bubuială. Bubuială, bubuială, iar bubuială. Ce faci aici, amigule? Să schimbăm niște cauciucuri. Doar pentru... Schimbăm cauciucuri doar pentru tovară, așa atât. Pentru tovară și pentru noi. Noi de obicei nu schimbăm cauciucul la coastă. Nu e vulcanizare. Nu e vulcanizare. Auta și pe asigurat o să aici. Uitați, mă, meserie. Cred că asta o punem pe spate. E prea mult plumb aici, vezi? Ce aici? Da. Aici. Înțelegi? Mhm. Și pe interior tu ai plumb bătut. Da. Gen, nu ai plumb care se lipește. Eu pe astea le-am avut pe față. Da. Dar nu bătea bolanul sau ceva. Bine, că erau echilibrați. Da. Dar acum mai puțin plumb, o punem, le punem pe față. Da. Și... Tu ai plumbul, e bătut, înțelegi? Ca la janta de tablă. Doar că este un plumb cu urechea mult mai mare, știi? Da. Și așa o să spun și eu pe spate la fel. Am înțeles. Și pe față să lipești pe interior. Am înțeles. Ăsta e mult mai bun, știi? Că nu-l pierzi. Pe când care lipești, e șansă mare să pierd pe drum. Da. Asta e cauciucul vechi. Am semnat așa, ca să, gen să știu eu, că mi-am unit pe față și că mi-am unit pe spate. Aha. Și aici, ce faci? Acum, dăm cu niște pasele astea, un fel de vasile care și etanșează, înțelegi? Aha. Ca poate să zici puțin mai tare ca să... Să audă, ce? Asta este un fel de vaselină. Eventual pastă, care și etanșează și face ca cauciucul să alunge pe jantă. Da. Dacă tu apuntam de aici, cauciucul se ajunge până aici. Da. Când o să umpli, la presiune mare, o să sară pe după jantă, înțelegi? Aha. Cu ajutorul pastei ăsta. Da. Dar dăm și pe jantă ca să alunge. Am înțeles. Aici este pastă uscată, dacă se vede. Da, se vede. Frumos. Bă, băieți, acum o să schimbăm valvele. Mereu e bine când vine sezonul de schimbat de cauciuc să schimbăm și valvele. Că și ele sunt din cauciuc și au aceeași duritate ca orice cauciuc. Asta este nouă și nu este crăpat. O vedem și pe aceasta de pe jantă. Bine să schimbăm fiecare an. Bă, nici asta nu era ruptul, dar
pentru siguranță, știi? Să nu pierd presiune pe acolo. Să nu crabi pe viitor și pentru 10 lei cât te costă valvă din ar să... Sperea. Valva nou are și vintilul nou. Vintilul nou are garnitura asta mică, din teflon. Asta în timp mai cedează. La orice mașină, la orice bicicletă, la orice are valvă, cedează. Presiune mare sau presiune scăzută. Poate am apuratoare, în metal. Punem o cârpă aici să nu scrie în janta. Oricum să scrieți. Lasă să nu scrie în janta. Păi lasă, nu, că n-a... Bine, nu. Păi așa se face. Sunt oricum de iarnă și asta le țin 3 luni pe mașină. Cu cărți. Cu cărți. Înțelegi? Niște copii. Așa. Luăm. Stul de tras. Gen SDP-ul care trage valvele. Se înfiletează. Da. Dacă ne uităm aici. Gata. Frumos! Da, și acum... Dar n-are cum să intre, să le pun jos, nu? Nu. Pentru care buza asta? A, stai că mi-ai zis, da. Vezi? Are o buză. Da. Și n-are cum să tragă în jos. Frumos. Ce faci, micule, acolo? Dai bubuială? Acum dăm bubuială, ia. Bubuială! Așa, bubuială! Acum, bubuială! Bă, nu știi, mă, tu să faci. Stai, acum, stai așa. Ce? Bubuială! 6 bar, cât e, bă? 0 pe 0. Wow, cât animale. Mamă, fac tank cu gumele astea. Bine, construiești mai confortabil. Îți dai seama. Doar că trebuie să ridic suspensia și automat, comprimând dar cu se întărește suspensia, dar o să mă ajute gumele. Bă, băieți, Migu, ascult aici prima roată. A doua. Acum s-a putut de-a doua. Auzați aici cu mine. Bă, gumele astea, astea de curse, frate, de curse. Da, cu... deci am luat mașina cu gumele astea, nu știu cum a mers acel băiat cu prostiile astea. Așa. Acum amigul se apucă de-a doua. O să dăm un time lapse aici, lăsăm frumos. Și haide! Da, băi, zic că se ocupă Migu acolo de roți, de alea de iarnă. Noi o să ridicăm suspensia, pentru că ăsta ar fi următorul pas. Nu o să putem să mergem prin zăpadă cu mașina pe burtă. Uitați cât filet mai aveam aici. Wow, frumos! Da. Ah, n-am dat roata asta jos. Am uitat să dăm o roată jos. Hai.
Gata, băieți. Am terminat de reglat suspensia. Am ridicat-o cam vreo 6 cm. Nu, mint. Vreo 4 cm de spate. Și acum o să ne mutăm pe față. Să mai ridic încă vreo 3 cm. Frumos. După aia trebuie să vedem care sunt următorii pași pentru a ne pregăti de iarnă. Ca să fim pregătiți de iarnă, mă scuzați. Haide! Gata, băieți. Am ridicat și suspensia spate, în față, pardon, mă scuzați. Era fix de aici. Am lăsat-o până aici. Și i-am dat cam ceva filet. Un alt criteriu pe care ar trebui să-l știți. Să vă pregătiți pentru iarnă. Plăcuțele și discurile. Eu trebuie să schimb discurile. Într-adevăr, au un mic șențuleț, dar nu este ceva grav. La următorul schimb de plăcuțe schimb și discurile. Deci avem verificat dreapta față. Să mergem și pe stânga față. Stânga față. Discul se vede, are un mic grad, dar nu este ceva rău. Adică nu, n-am probleme. Să verificăm și pe spate. Aici spatele este ok. Aici este murdar. Plăcuțe. Avem și plăcuțe. Asta a fost stânga spate. Ce se vadă aici. Și dreapta spate. Sac. Deci avem plăcuțe. N-are șans. Are început, dar când schimbăm plăcuțele, schimbăm și discurile. Și hai să vedem ce mai trebuie să facem la mașină. Ca să fim siguri că trecem iarna cu brio. Ia zi, micule. Ia ține pe alea trec. Astea sunt gata? Echilibrate tot ce trebuie? Băi, eu pasat ți-am scutat 0, mult, dar ți-am scutat 0, știi? Una mi-a cerut 20 cu 25, parcă să mă știu cu trac, puțin oricum. Una 75 cu 20, una 15 cu 55 și asta 45 cu 95. Bă, strâmbi. Strâmbi rău. Sunt strâmbi rău. De unde trecut, că sunt de iarnă. Sunt de iarnă, da. Deci pot să mă duc să le pun pe astea, da? Deci pune acolo. După aia trebuie să vii acolo, știi tu. Să le mai arătăm ce trebuie să da, faci. Da, da. Adică bine. Du-le și du-le pe aia și... Haide! Hai băi, să punem roțile astea. Le punem ca prin minune. Hai să luăm așa una. Gata, băieți, am montat și roțile cu dimensiunile care trebuie.
am frumos. Am renunțat și la distanțier. Acum cu timp de iarnă. Deci probabil le punem la primăvară. La loc. Tac. Și acum o să-l chemăm pe Migu să ne dea verdictul dacă suntem pregătiți de iarnă. Eu mai am de schimbat bujiile. Dar hai să-l chemăm pe el, cel mai bine că da, e mecanic și... Ia și domnul, ce e de făcut? Ce e de verificat în primul rând? Bă, în primul rând să verificăm pentru iarnă articulația mașină. Articulația, da. Dacă are frâne, dacă are plăcuțe, dacă are tot ce. Am verificat eu frânele, am discuri, am plăcuțe. Da. Braț nu le verificat. Nu, le-am schimbat pe față. Pe spate o să facem o mică constatare. Da, putem să facem și pe față, totuși că, na, străzile din România, știi. Bă, da, am plecat ceodată așa de repede. Da, o să facem o mică constatare. Un levier să luăm și... Un levier. Ai sus la mașină? Da. Mamă, mă țin să schimb pragul ăsta de o lună de zile. Din față. Din față, da. Da, nu știu cum pipot. Stabilizatoare, nu? Bucșele se parcă le schimba, nu? Da. Să-i mă. La ce tălăm am fost și eu că n-am curățat pe aici când mi-am schimbat. N-ai curățat, da? Nu, vezi că e plin de pământ. Ce zici, cum ți se pare până acum? Se ia până. Are treabă. Dar ce vine aici? Unde duci nebunia asta? Bă, pe spate am ajuns. Am ajuns pe spate? Pe față oricum tot era nou și... Acum ne-a dat domnul verdictul. Bă, sincer să fiu, asta o vezi cam obosită. Da? E de schimbat acum urgent? Urgent? Bă, nu e chiar de schimbat urgent, dar pe viitor s-ar putea să și dezi mai rău. Am înțeles. Înțeles și stânga și dreapta. Știu, că se schimbă perechi. Ăsta e ca un fel de pivot aici, cum era la pisică. Da, 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 da. Nu, dar gen acum, săptămâna asta, e ok dacă... Aia, te duci, mă, o să dă un, două. O lună? O lună. Uite nebunii ăsta, cum coboară ea în jos. S-a negrit aici un pic? S-a negrit, mă. Aude. Deci ce am deasupra? Ia sus. Păi, cum ți se pare brațul ăla? Bine. A pipot aici, mamă, ca sigur nu are joc, că el nu prea provoacă joc. Ceva bileta? Bă, în principiu, bileta pe spate la mașină, la orice mașină, nu are acel sarci, cum are pe aia pe față. Pentru pe față este și roata... Virează. Cei care virează, înțelegi? Nu. Eu zic că ar mai trebui verificate furtunele, furtunurile de frână. Astea le-am schimbat să noi. Le-am schimbat, pur. Ușa, amortizor. Amortizoarele tot așa trebuie verificate. Să fie ok. Bine, eu zic în general, acum la mine sunt noi, dar... Bordul la planetară, bun, să mergem unul în curg. Să mergem unul în curg. Deci... Bă, în principiu, ți-am spus, ar trebui cam astea. Ăsta mi se pare că vine ciolan cu tot. Am înțeles, deci trebuie să cumpăr tot ăsta. Nu tot ăsta. Ăsta este separat. Ah, am înțeles.
Înțelegi? Am înțeles. E ciolanul, e partea asta de aici, de jos. Am înțeles. Da, păi dacă da domnul verdictul aici, cu alea schimbăm. Da. Da. Vreți la rim așa? Și ce ar mai trebui pregătit, adică verificat, pentru iarnă? Bă, în principiu antigelul. Hai să o să mă ajut să verificăm cu ăla. Antigelul, da. Antigelul, așa să vină cu cauciucuri de iarnă. Da, cauciucuri de iarnă care tocmai le-am pus acum. Părerea mea, cauciucuri trebuie să fie existe pentru iarnă, nu all season. Asta e părerea mea, fiecare are părerea lui. Părerea mea că cauciucul de iarnă este dedicat pentru sezonul rece. Când cauciucul all season este dedicat pentru rece și cald. Dar în timp ce noi folosim cauciucul all season pe asfalt încins, el își pierde din duritatea lui. Și nu putea să-ți ai mult de, să zic, mare, 2 ani. Eu așa știu. Eu dacă aș alege all season, dar nu o să fac treaba asta, nu știu, cauciucul 2 ani zi. Eu le-am luat pe astea SH, sunt 2018. De iarnă, n-am avut buget pentru unele noi, dar... Da, dar aveai exist mișelii. Da. 2018-2020, eu zic că... Și n-am mai putea să le folosim. Deci acum stai, hai să deschidem capota. Capucea. Uite, mi-au făcut lucrări niște... păsărele. Am mâncat stricat. Sac. Hai să-i că... Hai acolo, dar nu pot stânga. Lichidul de parbriz tot de iarnă să, da, 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 se pune. Să nu înghețe. Dacă îl ține spălat de vară sau apă, o să înghețe și o să strice pompa. Sau o să înghețe pe instalație. Poate că la timp vasul o să dedicheți. Dar ce rămâne pe instalație, pe furtună și greu o să desfacă gheața. Posibil să strice și diuzele și... Și diuzele și... Să ajunge mai mult mai departe și mult mai costisitor. Decât să tai 30 de lei pe un lichid de parbriz. Frumos. Lucrare. Uitați aici, jucărie, ce are migulini. Frumos. Cum a dat verdictul, domnul doctor? Ia uite. Cum lucrează el, uitați-l. Te duci iarna. Minus 30 de grade. Minus 30 de grade? Da. Deci dacă avem minus 31 de grade, să-mi pun un semn de întrebări. Minus 31. Nu, totuși nu era tu minus 31 de grade. Da. Alaska. Ce-i scris? Și eu le-am mai zis că trebuie schimbate bujiile. Pentru început de iarna, da. Dacă nu știi nimic de bujii, trebuie să le schimb. Eu trebuie să le schimb. Bateria să o verifici. Bateria, da. Alteratorul să le scăt în carcă. Da. Și în rest, cam atât. N-am înțeles. Deci, adică trebuie să schimb și eu bujiile și... Bujiile, alteratorul să... Bateria și cu bateria. E ok. Bateria e ok, nu? Da. Alteratorul bagă cât trebuie. În rest, nimic. Și nichid de parbriz. Că iarna o să ai nevoie. Da. Bun, mă băieți, cam asta a fost clipul de astăzi. Am pus cauciucurile de iarnă. Mașina arată urât acum, dar... Da, totuși e iarnă. Am verificat totul, e ok la articulații, antigelul e ok, trebuie să schimb bujiile. Deci poți să scrii chiar acum în comentarii dacă tu te-ai pregătit de iarnă. Și dacă da, cum? Hai de sigurilor, ne vedem data viitoare și drumuri bune! Daniel.